Domnule antrenor, ați făcut ultimul antrenament, probabil înaintea meciului de mâine de la Alexandria, un meci decisiv pentru Sporting Turnul, care conduce clasamentul provizoriu deocamdată. Nu va fi niciun meci decisiv, indiferent ce se va întâmpla mâine. Orice rezultat s-ar întâmpla mâine, nu o să fie un meci decisiv, pentru că campionatul e lung și se mai pot întâmpla multe până la sfârșit. Aveți în formația dumneavoastră jucători care au jucat la Alexandria până în această vară. Cum văd ei meciul sau, eu știu, le-ați cerut informații pentru pregătirea tactică a meciului? Normal că m-am interesat și la ei despre foștii lor colegi. Ei sunt acum la turnul, trebuie să-și facă datoria aici, sunt jucători plătiți de clubul nostru și trebuie să-și facă datoria. S-a creat o emulație odată cu noile investiții la turnul, odată cu apariția lui Sporting Turnul. Am văzut afișe la intrarea în stadion, cum că așteptați suporterii să vină să vă susțină și la Alexandria. Aveți ceva informații cam câți oameni vor veni după dumneavoastră să vă susțină pe municipalul alexandrian? Din ce știu, până acum cam în jur de 100-120 s-au înscris, dar probabil că vor să mai vină și cu mașini personale și o să fie un meci greu pentru noi. Sper să fie un meci frumos. Așteptăm lumea și de la Alexandria să fie un spectacol frumos pe teren acolo. Și o întrebare mai de bucătăria echipei. Mergeți să scoateți un punct, să nu pierdeți sau să luați toate cele trei puncte? Nu există mergem la punct. Aici, de când am venit, mergem la victorie. Acum rămâne de văzut dacă vom reuși să câștigăm. Da? Noi mergem să câștigăm acolo. Care ar fi aturile dumneavoastră? Sincer, Alexandria o să pornească cu un mic avantaj pentru că ei sunt de mai mult timp împreună. Noi acum două luni nu aveam niciun jucător legitimat, ne chinuiam pe aici să strângem jucători, dar mergem acolo să ne facem meciul nostru, să ne impunem jocul nostru și sper să reușim să câștigăm.